Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai aveți epave, mașini pe străzi de-astea abandonate? Mai sunt puține. Mai fi ceva? Puține? Dar mai puține, da. Puteți să deschideți un business, prieteni. Doi tineri din Arad au luat o mașină de pe stradă și au dus-o la fier vechi. Mașina nu era a lor. Ce zice că este un bun început. Deci ei au văzut o mașină, au zis asta e o mașină abandonată. Au venit, au pus-o pe platformă și au dus-o la fier vechi. Nu mașina era problema, ci spațiu public l-au eliberat. Corect. Deci au venit eliberatorii. Mașina era parcată de 2 ani pe o stradă din oraș. Aș zice că practic abia oprise. În comparație cu mașinile care sunt abandonate de unele de zeci de ani. Era nouă, practic. Da, era nouă parcată. Tinerii au crezut însă că e abandonată, au plecat cu ea, proprietarul a reacționat imediat. A depus plângere, că așa se întâmplă, el nu mai folosește mașina 2 ani, 3 ani, 4 ani, 5 ani. Da, o păzește. Și cum se mișcă de acolo, se întâmplă ceva, o blochează cineva, iese scandal, ce-ai făcut? Deci proprietarul a depus plângere și i s-a cerut să estimeze prejudiciu. A spus că făcea 2500 de lei. Deci dânsul s-a dus și a făcut plângere la poliție că i-a fost furată, practic, mașina care stătea pe același loc și care costa 2500 de lei. De 2 ani. În același loc. Uh-huh. Vedeți, dacă parcarea ar fi la un preț adevărat, acum val de mesaje, jurături, nenorocitule, vrei să-ți cumpească parcarea. Dar nu se poate. Adică, normal, 2500 de lei în 2 ani ar trebui să fie doar costul parcării. În orice oraș occidental mare, nu-ți poți permite să abandonezi pe un loc de parcare o mașină atâta timp, că te costă mai mult decât parcarea propriu-zisă. Dar la noi e altceva. Polițiștii i-au identificat pe cei care au luat mașina. Eu am presupus că i-au felicitat. Corect, da. Dar nu. Iată ce a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Arad. O doamnă. Citată de Digi24, prejudiciul a fost recuperat în totalitate prin achitarea contravalorii mașinii părții vătămate. Deci i-au cumpărat-o. Da, cu cât ori fi vândut-o? Cu cât? Nu știu. Că nu poți să o ducă la... Am înțeles că... Cât e tichetul? Tichetul Rabla e vreo 7-8.000 de lei, păi, parcă. Face, uite. Și înțeleg că acum se vând Rable bine pe la vreo 4.000, dar din câte știu eu, pentru tichet Rabla trebuie să o duci pe roți mașina, adică nu să o iei și să o duci pe platforma, trebuie să fie funcțională. Cred că trebuie să ai cartea de identitate, nu Bașca. Cred că au dus-o la tichetul Rabla, ci la fier vechi, la Kiel au vândut-o. Pe asta zic, și dacă la Rabla e vreo 3-4 mii care sunt bani foarte buni, aia la Kiel cât ori fi luat pe aia? 500 de lei. Da, cu cât se vinde kilul de mașină veche? Da. 0728-3D1-3D2. Cât mai e kilogramul de mașină veche? Da, cei doi tineri sunt cercetați penal pentru furt. Mă rog, eu, părerea mea e că sunt niște ecologiști nedreptățiți. Erau de la Greenpeace. Da, zău, adică oamenii au făcut un serviciu comunității, s-au oferit să ia lucrurile din față. Știi cât de greu e dacă ai niște deșeuri să scapi de ele? Corect. Să închei contract cu primăria, să plătești, să te programezi, vin, iau. Au plătit așa din banii lor tractarea, bănuiesc. Da, corect, au rezolvat problema, au eliberat locul de parcare și uite, acum îi cercetează pentru furt în loc să-i felicite, să-i facă eroii comunității. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.